Scumpirile din acest an se simt și la asigurările RCA. Autoritatea de supraveghere financiară a publicat tarifele de referință pentru anul 2023, acestea fiind și cu 40% mai mari decât în aceeași perioadă anului trecut. Cel mai mult vor ajunge să plătească tinerii cu vârste până în 30 de ani. Pentru o mașină cu o capacitate cilindrică mai mare de 2500 de centimetri cubi, aceștia vor trebui să plătească puțin peste 4700 de lei. Consultanții în asigurări spun că la majorarea tarifelor au contribuit mai mulți factori. Pe polițele pot avea o creștere anul acesta cuprinsă între 10 și 30%, 40% chiar, dar asta ține mai mult de ce se întâmplă în piață. Adică dacă mai dă cineva sau nu faliment, sau dacă mai intră un asigurator nou pe piață. Cert e că piața s-a mai liniștit față din ultimii 2 ani, dar cum piața încă este volatilă anul acesta, prețurile pot crește încă 10, 20, 30%. Prețul unei polițe RCA este influențat în țara noastră de sistemul bonus-malus. În acest sens, cei care au provocat daune vor plăti mai mult, iar cei care nu au provocat accidente vor primi o reducere, adică vor plăti mai puțin. Mă sperie, sincer. Mă sperie pentru că în momentul de față plătesc 1300 și sunt bucuros că mai am până în luna 10-a. Deci mai au timp să se ieftinească. Mai au timp să se ieftinească sau să se plafoneze. Dar anul trecut a fost o diferență mare față de ceilalți ani la prețul asigurării? Da. De la 400, eu m-am dus la 1000 și 300 aproape. A fost un salt destul de mare. Eu am de 10 ani n-am avut niciun accident. Eu tot să plătesc banii ăștia pe asigurare? Să plătiți mai puțin dacă n-ați avut accidente, că probabil cu sistemul bonus-malus... Da, bă, eu sunt, nu știu cum, ce, 8 sau cum acolo, deci, și tot e mult. Noutatea din acest an o reprezintă tarifele de referință publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru mașinile electrice. Cea mai ieftină poliță o vor plăti șoferii cu vârste între 51 și 60 de ani, care vor trebui să plătească aproape 1400 de lei pentru asigurare RCA.